cu un episod de Sim și cu cel mai mișto episod de până acum. De fapt nu e așa, de fapt nu știm ce va fi. Salutare! A, asta mi-a ajuns la curason, Flo. Pe bune? Mm-hmm. Așa că, salutare și bine v-am regăsit la un nou episod. Deci astăzi, dacă vreți să continuăm seria noastră de Sims 4, o mare gâgoșică în momentul acesta, să vedem susținerea voastră, abonați-vă și hai cu un clopoțel, pentru că astăzi o să facem, nu știu ce să facem. Am eu o idee. Ce idee ai, dragă? Vreau să creștem fetița, să vedem dacă e vampir, unul la mână, pentru că am înțeles că doar așa vedem dacă e vampir. Așa. Să facem cea mai mișto petrecere de ziua ei. Așa. De majorat. Așa. Și să-i schimbăm și look-ul. Așa. Atât. Așa. Ok, acum toată lumea va invita în casă pe toți care știu. Gata, Flo, am înțeles. Flo? Gata. Ok, hai așa. Să... Bine, gata, tac. Deci vrei să facem acum o petrecere, nu? Da, așa am zis, nu? Ok. Bine, cea mai mare petrecere... Cum ar fi? Da, faza e că ne trebuie prieteni. Și câți prieteni? Uite, prietenă? Că invit pe toți, okay, care știu. Ok, 6, 9... A, doar ăștia pot? Dar poți să pui mai mulți. Dar nu pot. Stai să invit și tu pe toți care știi. Ok, pe care știi. Pe care știi, mă scuzi. Și toți pe care știe moartea. Sunt curios să văd pe care știe... Că îl cheamă demonii. Nu cred că știe pe nimeni. Cheamă demonii. Se pare că nu știe pe nimeni. Pe bune, bă, ce lonely e. Ar trebui totuși să-i facem cunoștință cuiva cu Gică, mortoarul. Păi, cred că știe doar oamenii morți. Din întreaga lume, nu? Da. De la începutul de omenirii. Ceva de genul. Da, e bine că știe. Invităm și pe cine știe, băiețelul nostru. Așa. Și fetița nu cred că are, nu, n-are social life. Ok, hai să ne strângem cu toții în bucătărie și să fac un tort super mișto. Chiar, putem să facem un tort imens? Ia vezi. Nu cred. Eu zic că merge un tort din acela de nuntă. E imposibil. Nu, nu merge. Pe bune? Nu merge. Păi atunci ar trebui să facem vreo 10. De fapt, păi vin și eu și fac tort. Bine, trebuie să facem mai multe. Asta ce ne... Ăla duce gunoiul? Da, măcar mai face și cineva prin casă curățenie, dacă nu facem noi, Flo. Așa este. Dar nu știu ce are băiatul, că văd că tot stă pe afară, mereu stă pe afară. Dar nu știu, cred că are probleme la cap. Hai măi, stai și tu pe dinăuntru. Văd că are aici o problemă, nu-i prea place, vrea să mănânce și el ceva bun. Păi hai și fă-și ceva bun. Păi nu știi, frate, să mănânce, e băiat mare. Doamne. Uite, nu știu, altceva bun. Alt, orice. Confess the truths. Să fie sincer. Ok. Aleluia. A, uite, sunt torturile aici, dintre care unul e stricat. Vă rog să-l cureți cineva. A, îl cureți. Îl aruncă sau? A, da, îl aruncă, uite că îl aruncă. Fica noastră e la școală. Da. Trebuie să-l aduce aici, nu? Da, vreau să o duc aici, dar să lipsesc. Uite, avem câțiva invitați. Mai trebuie să mai vină, că sunt prea mulți. Uite, ești tu în sfârșit. Uite, la televizor e cu vârcolac. Am impresia că e Teen Wolf la Da, că seamănă, Maxi. Da, e Teen Wolf pentru cei care știu serialul de pe Netflix. Foarte mișto. Nu știu ce să-i fac aici să mănânce. Că doar orice, asta dai, avem. Dă-i egg and toast, mare. Nu, vreau ceva scump. Pentru că n-ai văzut că nu-i convin mesele și nu știu ce. E, da, pretențios. Hai să mă prietenești și eu și să așteptăm puțin să iasă fata de la școală. Sau hai să... Da, da, cheam-o, lasă. Dar uite cum mai e puțin. Ba nu, merge foarte greu, nu vezi cât mai e? Nici măcar la jumate n-a ajuns. Sau okay. Mă rog, hai, lasă să vină de la școală. Ok, și... deci nu e vina noastră. Adică, ba da, e vina noastră. Hai să sufle în tort. Ca să crească, nu? Mhm. Unde-i? Hai fetița, unde ești fetița? Bravo. Aici. Și hai să vedem. Hai să cântăm. La mulți ani cu sănătate, oh! Să vă dea Domnul tot ce doriți. Gata, hai să vedem cum vrei să fie populară. Da, fă-o populară, pentru că are o petrecere mare și are nevoie să fie cea mai populară. Ok. E vampir! No! E vampir! Băi, ești nebun, ia e uite-o. E vampir, mă. Dar tu vezi că ține unul din ăla de lemn în mână? Care poate să omoare vampirii? Da, dar e vampir. Wow, deci într-adevăr
ai născut-o vampir. Vampir, da. Hai să meargă sus și cu ocazia adolescentei... Să bea sânge! Nu? Nu, vreau să zic să-i schimbăm puțin locul. Să facă uhu! Nu? What, Flo? E fica ta. A, da. Și e teenager. E adolescentă. Ah, da. Uite, vezi că ține țărușul ăla de lemn în mână? Da, văd, Flo. De ce? Hai să o facem să semene pe Barbie. Hai. Okay. Așa. Părul mai lung. Părul mai lung. Ceva drăguț, o coafură drăguț, nu asta. Asta? Da. Asta, fără ochelari. Fără ochelari. Fără ochelari, dar vreau să prin cele mai închise, că nu știu, pară ciudate. Și mai mici, da, mai închise. Așa. Așa. Așa? Nu, prea expresiv. No, prea. Așa. E perfect, așa. Așa, un machiaj drăguț, ochii mai micuți, parcă i-aș vrea așa, gen. Mhm. Sau... No. 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 Ceva, mă rog, mă gândeam eu așa mai ascuțit, așa. Drăguți. Ok. Și să-i facem ochii albaștri. Wow! Așa, albaștri. Așa. Perfect. Pomeții. Cum îi facem? Mai așa, mai trasă la față, cum e Barbie, nu? Nu, nu, nu. Așa, ceva de genul. Așa, da. Perfect. Culoarea pielii puțin mai deschisă, că știi că Barbie e mai... Adică, da, mai deschisă, mai spre alb, așa să înțeleg. Mm-hmm. Ok. Putem să-i facem din asta de vampir. De vampir, bai, de capul da, meu. Da, dar nu-i facem. Nu, nu-i facem, pentru că aia se sperie lumea de... Da, nu-i facem. Uite, putem să-i punem și dinți de vampir. Wow! Dar nu, e sub acoperire, ia uite, flăcă. Wow! Ah! Putem să facem și cheal în gură. Fă cheal în gură. Să bată vântul. Ia pune dinții aia de castor. Asta? Hai măi. Arată îngrozitor. Nu zi nimic, ceva de genul de fica ta. Uite. Wow. Dar nu. Nu mă așteptam cât de mișto. Uai de capul și de zilele mele. Uai de viața mea. Nu mă așteptam să fie așa când dai să schimbi simul, nu știam. Ce anume? Că odată ce ești vampir, apar chestii din astea noi aici. Da, vrei să fie mai rebelă? Îi punem pierce? Să fie mai rebelă? Pune pierce în nas. Arată ciudat acolo. Așa aici? Da. Și ce culoare? Verde? Da, să nu contează culoarea. Ah, ok. Da, ăla din special arată nașpa. Da, care e ăsta? Ah, ăsta. Și care e pierce în nas? Ăsta. Poate perfect. Să fie... Așa. Îl fac roșu. Aha. Zici că e clown. Nu, mai bine alb așa. Alb așa, așa. Ok, și ce să mai facem? Hainele pentru zi. Vreau să aibă și haine speciale pentru când e vampir, știi? Uh-huh. Mamă, nu știu, nu mai știu cum să îmbrac cu adolescentul, Flo. Tu mai știi? Uite, așa ceva. E rea. E rea? Bă, nebuno. Hai să-i luăm o fustiță drăguță. Uite asta așa de mai de școlăriță. Da, da, da. Da, mai pe roz, dar nu-mi plac dresurile astea. În special, a, da. Da, dresuri, la accesorii parcă erau. A, așa, mai bine. Așa, așa, perfect. Hai că-s bun și aia, da, și aia din picioare. Și ce-ți placă ea? Nu, ceva așa. Dar parcă tot nu-mi place rochița asta. Mai bine îi dăm niște pantaloni scurți. Așa, e mai... adolescentă, pe bune. Da, da, da. Dar vreau să-i facem de vampir. Care era aia de vampir? Ce anume? Hainele, cum să se îmbrace când e vampir. Mai tine salvează-o pe asta, pentru că aia faci bravo, felicitări. Nu că se salvează, Flo, ce ai? Crezi? Da, bineînțeles. Hai să-i dăm și pijamale. A, trebuie să selecteze acolo. Da, păi în funcție de cum se schimbă, știi? Da. Ai înțeles acum care-i treaba? Am înțeles. Și... What is this? Nu știu ce, că asta-s hainele ei de petrecere. Băi... Îți dai seama cât mușca vampirii așa, se, așa arăta? Ok. Pe ți se pare normal? Arată senzațional. Mamă, cum scot capul ăsta? Mamă, frate. Ce? A, deci asta e practic așa, de Halloween. Da, dar nu vrem pălărie așa. Și... pantalon, parcă nu avea pantalon pe ea. Ce pantalon să-i dăm?
Uite, are din asta așa super... Ok. Na. No, asta e prea de anii 80. Na, no, dar nu se potrivește ceva cu aia. Nu știu, tu ești fată, tu știi să potrivești, nu eu. Zic că e de babă. Nu știu ce să-i pun, sincer. Lasă-o pe asta, se potrivește cel mai bine. Ce ai zis, să nu mai să scap? Uite, așa o facem mai rea. Uite, ce zici? Așa, perfect. Așa, costum de baie, ok. Astea sunt haine de când e cald și astea haine când e frig. Hai că e ok. Gata, salvează-mă. Și astea sunt haine de birou. Perfect. Da, de parcă se potrivesc pantufii ăștia cu rochea. Dar dacă îți mai zic să mă lași așa, iară comentez și zici că te țin prea mult și nu știu ce, nu-i așa, Flo? Așa. Dar vreau să mai fac ceva. Mersul ei. Mersul? Cum adică? Da, cum să meargă, ca o divă, ia uite. What? Nu știu că poți să alegi și asta. Da. Nu știu ce ai făcut, dar iar s-ar putea să nu mai salvezi. Păi scrie numele aici. Gică. Cui? Logică mortoară. Dar de ce? Nu știu de ce nu s-a salvat nici data trecută. Probabil moare. Cine să moară? Gică mortoarul. De ce să moară? Nu știu. Ok. Gata, l-am salvat. Ești și ești sigură că ai salvat-o și pe ea? Da, sunt sigură. Eu nu sunt sigur. Bine. Eu sunt sigură. Hai să vedem. Oh, viața e grea și crud. Uite mă că am salvat. Da, mă, ai salvat. Ce ți-am zis. Uite ce fată frumoasă avem. Mm-hmm. Deci acum avem toți copii, trei copii adolescenți. Da. Ea era în relație cu ăsta, nu? Nu a mai reușit. Uite, poate sunt muște. Nu poate să-și folosească. Încă nu poate, probabil încă e prea mică. Nu, cu el cred că nu poate. Da, păi cu el. Ok, ar trebui să meargă undeva, fiind vampir, nu? Da. Stai că avem invitați în casă. Păi nu e vorba de petrecere, du-te. Da, dar vreau să bea puțin sânge, să o învețe mama ei cum să bea sânge. Dar au plecat toți, ai văzut? Aproape. Da, a fost o petrecere mare, mișto. Te wow. Sună cineva, Flo. Pe mine? Da, ci că să te întrebe dacă vine la tine. Cred că ăla nu e fostul tău iubit? Care? Ăla cu care ai făcut uhu. Serios? Da, așa mi-e. Probabil s-a îndrăgostit de mine și de asta. A, uite că vine acum. Dar ce stă cu țărușul ăla în mână? Da, chiar, de ce tot stă cu ăla? Ia, dacă apeși pe una... Păi vreau să-i beau puțin sângele. Știi? Păi ăla a furat acolo. Ia, hai să-i bea puțin. Cui? Lu' asta. Ok, miroase. Uite, tortul s-a stricat. Da, ia și s-a stricat tu, fiule, tortul. De ce nu poate să-l ia? A, păi l-a stricat. L-a luat gata. A, l-a luat ăla. Tu ce ai pățit? Îți trebuie la baie. Păi du-te, Flo. Nu vrei să pun ăla ca să... Sau de fapt nu, poate o să de ce nevoie. Ești gelos? Erai gelos, vezi? Pe ce? O mușcă pe asta odată sau nu? Da, o să o miște acum, dacă dai X la aia, că văd că conversează acum. Gata, aaa, uai, prima ei, mamă ce vreau să schimba la ochi. Uite și eu ce fericită sunt, fica mea îmi ia pe ochi. Yeah, în sfârșit fica mea. Am impresia că e fica mea preferată. Da, doamne, ce mândru sunt. Dar ar trebui să o învăț. Știi, să vorbim puțin despre vampire, așa. Da, trebuie. Uite. Ca să vă mai împrieteniți. Mm-hmm. Ce mamă mândră poți să fii. În sfârșit, fica ta. Uite, a dărâmat primul om, fii atent. Ce face? Pac! Opa, cu fundul în sus, e bine. Dar mi-e frică tot de să nu mă omoare. Cine să te omoare? Fica mea, cu țărușul ei în mână. Ok. Dar nu înțeleg de ce să te poți... Cumva să o faci, să nu hai mai să... Da, lasă, îmi faci. Dacă ei place. A, e dat din aia care să o învețe. Mhm, păi să mai crească și ei. Opa. Învață. Wow. Ok. Așa, acum o să trebuiască să crească skillurile, nu? Mhm. Acum hai să facem amândouă, eu zic așa, să facem amândouă meditații. Amândouă odată? Ia da. Pune.
Uite, vedeți? Facem chestii. Mamă, fică aici. Hopa, hopa. Ia. Yeah. Vrei la calculator? Wow! Cât de tare, frate. Ce familie mișto avem, vezi? Cred că o să se sperie aia că plutim. A, uite că nu s-a speriat. Cred că știe. Cum ar fi să fie chestia asta în viața reală? Poate e. Dar și eu zic că este, știi? Doar uite, că... fiul nostru, eu zic că e gelos. Îi trebuie pe la baie, să... foame... Aia, dar pretențios mai este băiatul ăsta, frate. Cine te-a crescut? Eu te-am crescut, nu se mincu mine. Dar să știi că tu, uite, tu stai în oglindă și plângi. Ai de capul meu. Exact ca în viața reală, știi? Stau în fața oglinzii și plâng. De ce plâng? Pentru că altceva n-am ce să fac, știi? Dacă nevasta cu fiica mea îți vampir, eu ce aș putea să fac? Eu stau și plâng în fața oglinzii. What? Pan de muerto? Pâinea mortului? Pe bune? Puteai găti așa ceva? Există pâinea mortoară? Se pare că da. După aia ți-am pus să gătești. Ce se mai întâmplă aici? Mai avem oameni în casă invitați? Ia uite cum mai am. Ok. Mie nu mi-e foame? Uite măi că și mie mi-e foame. Mă duc să beau și eu de la femeia asta. A, tot sânge. Păi ce să beau altceva? Flo, apă? Dar vezi că tu nu mai mănânci mâncare normală. Păi da, logic. Cum să mai mănânc mâncare, tu? Îți vampir. N-ai văzut că îmi face rău mâncarea normală? Ah, n-ai da. Văzut că eu nici nu mai dorm? Eu doar trebuie să mâncar cu dark meditation, chiar. Da. Chiar. Uite că am uitat. Dar știi, ar trebui să se înțeleagă mai bine cu frații ei, sincer. Cine? Fetița noastră. Păi du-te și vorbește cu ei. Unde-s? Apasă dublu click pe Eric. A, uite-o pe nebuna cealaltă. A, dar am și uitat că mai avem una. Avem 3 copii. 3 copii avem? Da. Când i-am făcut, frate? Nu știu, vrei să mai facem unul? Nu, lasă că ajunge momentan. Uite, mă duc să merge să îmbrățișeze. Vicky cu Jesse. Hai să vedem. Oh. Uite, tu erai gelos. Dar de ce să eram gelos? Nu știu. Chiar nu știu de ce erai gelos. Voiam să te invit... aici. Aici unde? Nu mai știi că puteam face uhu în duș, acum nu mai putem? Oare din cauza că ești gelos? Eu nu știu ce să zic, păi trebuie să apeși pe mine. Păi știu, dar nu putem, uite. Le-am lăsat pe cele două să vorbească, dar nu mai putem, nu știu ce se întâmplă. Ia, acum, ia. Eu sunt trist și de asta. Oh. Te-am pus să faci curățenie, îmi pare rău. Mulțumesc că mă pui să faci să fac curățenie în momentele acestea când... Uite că ești mai fericit. A. Vezi, ești mai fericit când te pun să faci curățenie. Uite, uhu, un shower. Aleluia. Hai să te înveselezi puțin acolo, unde-s copii, băiatul mai e tri și gata. E foamelul ăsta, nu are energie. Tu vezi că am intrat îmbrăcați. Oh, dar unde suntem? Între aburi, Flo, între aburi. Între aburi, wow! N-a venit și Eric să se culce? Tu vezi că s-a culcat în patul nostru, of. Nu contează, săracul, lasă băiatul să culce unde vrea. Perfect, ești mai fericit acum? Nu știu, tot trist sunt. Dacă vorbesc de pinguini? De pinguini? Trebuie să ne mai împrietenim, că ți-a mai scăzut treaba aia. A, da, trebuie să fim și cei mai buni prieteni. A, nu, nu ți-a scăzut. Și cei mai romantici. Da. Ok, am o idee. Data viitoare o trimitem și pe Vicky, și pe Jessica, și pe Eric. Pe toți îi trimitem la colegiu. Pe toți? Și o să rămânem doar noi doi? Mai facem copii. A, ok, bine. Am tot zis că tot facem copii. A, pe bandă rulantă, așa, pac, pac, da, pac. Da, am o idee pentru un video următor, dar nu zic. Bine. Vreau să fie o surpriză. Perfect. Dacă v-a plăcut episodul de astăzi... dați-o mare gogoșică și faceți curățenie aici în casă, că uite ce murdare, e peste tot numai farfurii, Flow. Da, bine, pa. Ok, perfect, noi ne vedem data viitoare cu un nou episod, pa, pa! Salutare!